Despre ce te-ai gândit să vorbim în continuare? Tot despre petreceri? Surpriză despre... No. Sau... Atâtea petreceri surpriză. Nu? Dar ce are, dragă? O, fete frumoase, vreau să-mi plătești ochiul înainte de weekend. Da. Să mă bucur și eu, să plec cum trebuie. Îmi place cum gândești. Ai ceva? Da. Zi. Crim și... Te rog? Alexia! Alexia Țalavutis! Așa, prietene! Ei. Să știți că pentru prima oară în viața noastră nu v-am chemat ca să ne cântați și ca să ne explicați, mai ales... Ce drăguț! Da! Cum? Mai facem și alte lucruri, mai, vezi? Că mai facem și alte lucruri. Uite, ne facem părucreți, cum ar veni. Dar nu trebuie să vi-l faceți, că așa la v-ați... Da, lucruri foarte importante! Păi, dar să știi că lumea încă mă mai întreabă, dar cum ți-l faci? Păi așa e părul, serios? E creț? Zic, da! Există un mit... care spune că întotdeauna o femeie care are părul creț dorește neapărat o placă cu ajutorul căreia să-l întindă și invers. La voi funcționează? Niciodată, întotdeauna mi-am adorat părul creț. Și mie îmi place la nebunie, nu mi-a schimbat pentru nimic. Mi-am adorat părul. Dar e o chestie unică, mă rog, aproape unică, dar suntem, nu știu, un procent mic totuși da, de crețe. Da, da. Și atunci e cool să fii diferit, adică e bine așa, diferită. E bine așa diferită, numai că în momentul în care ai nevoie să ți-l îndrepți, nu te mai simți chiar în pielea ta. Ție ți s-a întâmplat chiar. Da, eu nu mă recunosc cu părul drept. Nu pot să spun că mi-a plăcut, am încercat pentru câteva shooting-uri. Nu mă recunosc, nu sunt eu. Pe tine te-am văzut însă mai des cu părul drept. Mie îmi place, îmi place să mă mai coafez din când în când. Îmi place așa să pot să-mi bag și eu mâna în el. Da, și eu nu pot să fac asta, adică rămâne aici. Să scot mâna la capăt. Practica a fost. Deci, tu nu poți să te piepte niciodată? La baie cu produse. Balsam, o cremă specială. Da, tocmai de-aia doar când îl avem drept putem să facem asta, pentru că el se piaptănă doar cu masca, conditionerul în el. Which reminds me, când erai tu mai mititică, nu erau toate astea? Nu erau. Și atunci tu și cum de aceea făceai? Când eram mică arătam ca Jackson 5, mă tundea mama frumos. Iar eu acum așa arăt ca Jackson 5, adică vezi, eu revin la coafura mea din grădiniță. Nu, nu, dar nu l-aveam așa, l-aveam scurt, scurt. A, da, scurt. Că mama săracă să cât putea să stea să-mi pieptene copilul și pe vremea aia chiar nu erau produse, ne spălam cu șampon de urzică. Da. Atât așa era. Și mare decât și era da, mare și dacă, câte ne-ai tu? Eu 31, crede-mă, nici pe vremea mea nu erau produse, știa tot blocul că eu mă descâlcesc, practic. De ce știa tot blocul? Pentru că mama se chinuia acolo cât putea și eu țipam de... Zăi să mă trezeam tot blocul. Adică știa toată lumea. Asta mică se piaptără, yes! Ce frumos! Ce amintiri! Ce amintiri! Dar la grădiniță odată am și rămas cu o perie sau pieptă în ceva, fix aici, în ciuf. Și a trebuit să vină să taie, că eu credeam că dacă celelalte fetițe se piaptănă și au părul așa, ar trebui să mă pieptăn și eu. Logic. Uite că n-a fost chiar așa, a fost o experiență de a-mi rămas fără păr într-o parte. Mă rog, până mi-a crescut, dar... Vezi, eu n-am avut curiozitatea asta. Iată. Lasă că tu ai altele, le iei pe ale tale. Oho! Da, slavă cerului! Această domniță care stă lângă tine are convingerea că părul posedă niște energii pe care... Ții tu, ca să nu pari eu ciudată. Părul este viu. Da, este. Chiar și este. Mi s-a întâmplat să intru într-un centru de detox, de exemplu. Mă rog, de oamenii sunt destul de spirituali și au foarte multe informații. Și am intrat cu părul desfăcut și mi s-a spus, uite, te sfătuiesc să-ți strângi părul, pentru că în momentul în care intri într-un loc cu atât de multe energii, cu oameni care vin să se vindece și așa mai departe, este posibil ca părul tău să le preia. Noi suntem energie și presupun că este unul dintre motivele pentru care trebuie să ne acoperim părul la biserică, sau, știi? Adică e, și asta atunci ca Bruce Willis, tot așa? El e. Da, el e. Da. E puțin, câtă energie să-și ia. Adică, își ia. Nițică. Aveți superstiții referitoare la tăiatul părului? Uite, de exemplu, eu de când eram mică,
mama mi-a spus clar că părul nu se aruncă la toaletă, părul trebuie iubit, respectat și părul este de asemenea un semn de sănătate. Atunci când cineva are părul sănătos, e clar că omul e bine. Știi? Da, da, da. Tu ai de-asta? Eu am alergat toată copilăria mea prin casă să nu mă tundă niciodată, pentru că eu vreau părul lung și la un moment dat mă prindeau și mă tundeau un pic, așa. Eu credeam că ele mă tund mult, știi? Dar de fapt ele doar îmi lua și mam, nu știu, aici, câteva fire. Da, după care am trecut de chestia asta, am văzut că e foarte important să-i dau un refresh la un moment dat părului și acum sunt foarte ok, adică eu mă simt foarte bine cum mă duc să mă tund. Bine, nu mult. Uite, pe mine nu mă tund decât mama sau Paula, atât. Vezi? Altcineva nu pune mâna pe părul meu. Deci când a pus mâna cea pe părul meu, ceva rău s-a întâmplat. Da, într-adevăr e greu să găsești pe cineva care să te tundă, da, și să aibă mână, nu știi? E de energie. Și energie, da. Energie. Așa e. Și cumva cum m-am dus la salon, m-au convins să-mi fac și niște șuvițe blonde și eu nu știu cum ai tu textura părului, dar al meu este foarte uscat și foarte sticlos și în momentul în care îmi fac șuvițe blonde... Se face mai uscat și mai sticlos. Și dispare. Adică, a, se sparge. Da, se sparge și la revedere. Și am rămas, mi se vreau să rămân cu el până pe aici. Adică, de-aia nu mai, adică la salon, da, la un tratament, la un întins, un coafa, nu știu ce, dar exclus tuns, niciodată. Iată, vezi, percepții diferite. Eu n-am și o problemă, crește, mă duc la când salon. Când îmi pune sora mea sau când mă tunde mama, ca în junglă îmi crește părul. A, depinde de mână. Da, da, mama, de mână. Unde cu dragoste, stai să... Dar eu te-am văzut în videoclipuri și în apariții și cu părul strâns. Cum îți place? Da. În toate felurile îmi place de mine. E foarte bine să-ți placă de tine. Chiar eu admir chestia asta. Și eu la fel. Cum îl simt, știi? Dar oricum, în momentul în care mi-l întind sau mi-l prind și nu știu și după aia mă spăl pe păr și ajung cu el creț, I'm feeling myself, știi? Exact, I'm back. Exact, da. E că tot cu el creț până la urmă mă simt mai... Mine e un chin la sală să-mi prind părul, spre exemplu. Nu, mine sunt prin părul, efectiv, adică tot și merg la sală. Te-am văzut într-un clip în care dansai cu părul așa. Da, păi tocmai asta zic, că e cel mai bine așa, știi? Desprins cum e. Da, de ce l-ai ca să dai din el. Exact, exact. Da, da, Crim dansează din păr. Da, dansează din păr, așa e. Și eu dansam când l-aveam mai lung, acum e un pic... Da, da, serios, tu ai o mișcare anume. Ia, asta, pac, asta e. Aș fi încercat, dar n-am cu ce să exemplific. Să-mi face o caterică de mine mereu, da, din tiara ai dansat din păr. Știi? Asta e mișcarea ta. Asta e. Bravo. M-a consacrat. Păi da. Nu v-a adus niciodată My probleme. Signature. My signature. Nu v-a adus niciodată probleme. Uite, stăteam și ne gândeam în redacție. Mă, cum trec fetele astea, de exemplu, ca să vedeți că nici noi nu suntem foarte bine cu capul, printre doi copaci care ard? Eu, de exemplu, trec liniștită pentru că... Da, deci noi ne gândeam... N-am trăit asta până acum. N-am apucat să... Da. Doamne ferește, da. Ha! Păi, da, nu știu cum. Probabil mai, nu știu, arse? Nu știu. la... Cu ce? Oricine. Cred că de frică, de adrenalină, de... Da, mă rog, pe noi ne salvează... Fai, mai noi trecem în bie. Dar când e vorba despre bărbați, și acum e o întrebare pentru o prietenă cu părul scurt, ajută să ai părul lung? Cum? Și crezi? Că n-am întrebat. Pentru o prietenă care are părul scurt și e tunță ca... Să ajute, că nu înțeleg. Te face mai... Mai sexy sau ce? Mhm. Da, mie mi se pare că e una tu. Chiar mi se pare că poate să fie. Ideea e că vine la pachet cu niște explicații. Adică nu încerca să-mi faci așa prin păr, că nu voi reacționa foarte bine. De doar ce? Te uiți la el și atât. Pentru că se încurcă, repet, adică uite, faci atât și aia a fost. Da, încă ceva, chestia asta cu părul, cred. Deci un lucru pe care nu-l suport și nu l-am suportat niciodată, aviz celor care vor să facă asta. Și se întâmplă mereu, da, de când m-am născut. Băi, nene, primul lucru pe care vor să-l facă este să vină să spună mâna în păr. Exact. De ce? Nu știu, nu asta știu. E atracția. Gen, ce da, păr da, frumos și ai, la știi? Și la fel, deci... Și tot timpul fac așa. Știi cum? Da, nu, e, și la un moment dat, la un moment dat e un pic cam, nu știu, toată lumea spune mâna în păr. Știi, nu mai...
Da. Stați un pic. Și energy wise la da, fel. Da, da, da. Ok, adică de chestiune de bun simț, știi, și de educație. Eu niciodată în viața mea nu m-am dus să-i bag cuiva, să-l ating sau lui Donald Trump i-au tras părul la propriu, adică l-au tras să vadă dacă e perucă. Păi când eram mică, în Candy mi s-a întâmplat chestia asta. A venit un copil și m-a tras de păr să-mi cadă peruca, știi? Mie mi s-a întâmplat să-i se agațe cuiva inelul, unei doamne inelul. Oh, păr, și eram, doamnă, haideți că... Na, doare. Da, bine că n-a fost liliac. Îl scotai cu zeamă de foarfecă. Știi că am oroare de chestia asta? Știu, îmi imaginez. Nu, ai nimerit-o. Și mi s-a întâmplat într-o cameră de hotel, într-o noapte, eram și la munte, ce-i drept, să intre o chestie mai mare. N-am văzut exact ce... Să intre o chestie mai mare care zbura. Care zbura, deci am auzit doar așa că zboară. I-am crezut că zic, băi, e vreun fluture, ceva. Și când am aprins lumina, am văzut... The bat. Da. Liliacul. Doamne, nu vrei să știi cum am fugit. La completarile tale. N-am putut să dorm toată noaptea, efectiv. Păi, noi ne și știm și... Na, mă completează când trebuie. Alina, nu știu ce spui. Spui ceva foarte mult în timp ce eu încerc să-mi formulez următoarea treabă. Da. Ok. Da. E ceva serios? Da, e ceva serios. Mi-a adus aminte faptul că atunci când erai mică, tu aveai părul mult mai... Mult mai creț. Și după ce s-a născut noua, ți-a luat din... L-a luat, da. Bine, sunt fericită că l-are. Evident. L-a dat toată dragostea. Dar cred că s-a întâmplat ceva hormonal. Nu știu, nu-mi dau seama. Mi-a mai spus câteva mămici. O să-mi zici și tu că se va întâmpla. Și mama mea a pățit același lucru. Ea are acum părul... Drept, quasi drept. Aproape. Îl aveam, cred. Știu, că te știu de când erai mică, de pe vremea când îți cădea topul. Acum, da, când cădea. Ne-am adus aminte. Să știu uneori. Ei, lasă, că lăsăm să cadă. Hai să mergem să cântăm, da? Mă gândesc. Pentru că dacă tot a fost culiță în emisiune, păcat să nu fie și el. Să fac și mișcarea. A, mulțumim mult de tot, te pupăm. Vă mulțumim amândurora din suflet.